Mulțumim lui Dumnezeu pentru gândul pe care cântarea aceasta a micuțului mi l-a adus în suflet din nou. Încurcați pe cărările vieții, dezamăgiți adesea, loviți în fel și chip de către neobositul vrăjmaș care ne asaltează în toate direcțiile și în toate felurile. Ne aflăm câteodată în primejdia să uităm infinitul ajutor ce ne este pus la dispoziție. Și mi se pare deosebit de valoros felul în care se îmbină gândul cântării cu situația în care se găseau cele două surori acolo în Betania. Prea doborâte de întristarea care le cuprinsese sufletul, de nenorocirea morții celui iubit din familie, fratelui lor, într-o casă plină de jeluitori care prin tot ce făceau și prin tot ce cântau acolo cu glas de jale, nu făceau decât să aducă aminte în fiecare secundă nenorocirea care se petrecuse cu câteva zile în urmă, cu 4 zile în urmă. Interesant că între acele toate voci triste și jeluitoare, vine la urechea Mariei un glas șoptit și anume citim în Ioan, capitolul 11, versetul 28. După ce a spus aceste vorbe, poate să înțelegem de vorba despre Marta, s-a dus și a chemat în taină pe sorul sa Maria și i-a zis: a venit Învățătorul și te cheamă. Când zice că a venit în taină și i-a zis sorei ei Maria, ce înțelege? Că era destul de mult zgomot în cameră ca să nu se fie auzit și decât de alte urechi această chemare. În taină, la ureche, Maria a auzit propoziția: a venit Învățătorul și te cheamă. Cum adică te cheamă? Era ceva mai important decât faptul că Moise lasă? Unde te cheamă? Ce să mai faci? Unde să te mai duci? Depinde ce învățător. Dacă învățătorul cu în mare, adică Domnul vieții, învierea și viața, te cheamă la altceva decât să plângi cu jeluitorii și să continui să-ți amărești, să-ți distrugi sufletul pentru realitatea vizibilă, practică, înțeleasă, deja de 4 zile. Adică nu mai ce să speri. Regula la evrei era că un om nu poate fi înmormântat decât după 3 zile. Deci, a treia zi, musai. Pentru că exista riscul să nu fi fost mort cu adevărat, nu? Într-o oarecare măsură și astăzi mai există reflectări acelor legi. Și legile erau foarte stricte. Deci, dacă au trecut 3 zile, mortul era declarat mort și gata. Și atunci deja a trecut sără 4. Adică orice speranță că a fost moarte clinică, că să vezi că poate n-a murit, poate și revine, poate o minune, poate cumva, orice speranță murise. Ce mai rămâne? Plânsul și scrâșnirea dinților. Și o armată de jeluitori care la asta erau specializați să facă. A venit Învățătorul și te cheamă. Te cheamă să vorbească cu tine, nu despre mort, despre cum a fost când a murit, despre cât a fost de bolnav și despre cum o să fii îmbărbătat acum să duci viața fără el în familie. Despre asta urma să te învețe sau să povestească cu tine Învățătorul. Ci despre cu totul alte lucruri. Frații mei, trăim vremuri tulburi și se anunță nori de furtună, nici de cum senin în fața pașilor noștri mai departe. Ne-am meritat să ne pătăm cu apă rece. Dumnezeu Cerului știe și ne-a anunțat din timp. Așa trebuie să fie. Că altfel nu mi s-a scârbit niciodată de acest pământ strâmb și nenorocit. Plin de, să le numim așa, realitățile cu care dați dumneavoastră piept în fiecare zi. De toate naturile. De la cele practice, fizice și simple, până la cele mai profunde, interioare, de natură spirituală. Sfârșirea de inimă de tot felul. A venit Învățătorul
care chiar știe, de aceea e numit învățătorul. Deci e priceput să înțeleagă astfel de lucruri și te cheamă. Dar să te învețe nu despre ele, nu cum să supraviețuiești din așa ceva, ci cum să ieși. Să ieși afară. Să ieși în sus. Să evadezi într-un mod fericit și pe ușa din față, nu sărind gardurile sau trecând pe sub ele, ci ca un prinț, ca un fiu răscumpărat al împăratului. Vestea bună pentru orice om care a gustat de mult, destul de mult din amărăciunea păcatului și își dorește o evadare, o scăpare, o mântuire, vestea bună este că a venit Învățătorul și te cheamă deja. Doar să-ți dorești. Ceea ce le-a ajutat pe aceste două surori, prin diferență cu alte surori ale altor decedați, ca să experimenteze una cele mai strălucite experiențe ale Noului Testament, și anume învierea din morți a fratelui lor iubit, pe care îl iubeau și îl doreau să trăiască cu el mai departe, să fie viu, să fie mort. Experiența care le-a făcut diferite a fost descrisă în același capitol 11, că aveau un prieten. Zice, au trimis vorbă lui Iisus să-i spună, acela pe care îl iubești zace grav bolnav. Aveau un prieten, nu erau singure pe pământ, sub lovitura bolii, sub loviturile, continuați dumneavoastră lista, de diverse feluri sub care suntem atacați, erau altfel. Aveau un prieten. Și punctul 2 în discuția noastră este că acest prieten, nu doar că îl aveau drept prieten, deci el era prieten cu ele, ca familie, cu ei, acolo în Betania, ci și ei, ca familie, erau prieteni cu el. Adică nu se purtau ca niște oarecare cu el. Domnul Iisus a fost prieten cu toți oamenii. Ce păcat! Că nu toți oamenii îi primeau. Nu și ei erau prieteni cu el. El era prieten cu ei. El a venit cu vestea bună, a venit cu iertarea, a venit cu palmele ridicate care să-i primească veșnic la sânul lui. Și oamenii, în loc să plângă și să se arunce la pământ, să se închine în fața unui asemenea Mântuitor, au scuipat, au scos limba, au batjocorit, au lovit cu mâna lui Pilat și cu mâna soldaților romani și a curs sânge, s-a sfârtecat spinarea lui. A venit la ai săi. Ce spune versetul ăsta? Că le era prieten. Ei considera de ai lui. Nu îi este rușine să ne numească frați, zicea Pavel. Și ce au făcut ai săi cu el? Prieteni, ce au făcut? Pentru că el era prieten pentru ei, dar ei cum erau față de el? Au strigat și-au făcut, răstignește. Da. Diferența în Betania era că și ei, ca familie, erau prieteni cu Iisus. Și cuvântul ne relatează că era bucuros Iisus să meargă la ei acasă și să petreacă un timp liniștit, unde să nu mai fie cu teama aceea, că fiecare cuvințel este interpretat și învârtit și pus într-o lumină defavorabilă, doar îl vor putea acuza și condamna la moarte. Acolo vorbea liniștit și pe față nu vorbea în plinde. Le spunea fericit, frumos despre mântuirea veșnică, despre nașterea din nou, despre schimbarea inimii omenești, despre dragostea infinită a Tatălui. Și-a trimis vorbă, acela pe care îl iubești, zace grav bolnav. Domnul Iisus a ignorat această chemare. Și a ignorat prietenii. Așa citim în aparență detalierea și felul în care au perceput ucenicii, ce chiar s-au mirat. Cum este atâta dragoste pe care o respire, pe care o emană în jurul lui, că doar toți vedem diferențe de la cer la pământ între ceilalți oameni, noi toți, și el. Cum de stă? Parcă nici nu l-a auzit când a spus, că a spus clar ăsta din partea familiei. Uite, prietenul tău, care și el ți-e prieten, nu numai tu ești prieten cu el, deci, nu, circunstanțe acceptatoare, nu? Te așteaptă că îi primești de onoare. Zice că și-au văzut de trei câteva zile și după aceea a venit vestea Lazar.
fostul tău prieten, nu mai scrie, dar așa traducem noi din context, fostul tău prieten, deja a devenit fostul, adică Lazar a murit. Nu? Deci că Domnul Hristos l-a spus la ucenici, haideți să ne suim în caire. Doamne, nici sunt decât 3 zile, decât 2 săptămâni, de când au vrut să o mare și iar te duci acolo. Păi zice, Lazar, prietenul nostru, doarme și mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii care mulți ai vreau să o ducă bine, nu să o ducă rău pe momentul ăsta. I-a spus, Doamne, poate poți și de la distanță. Dacă doarme, nu-i năsesc pe să-l trezesc, dar te trezesc surorile. Să nu poți să facă bine. A fost bolnav grav, acum i-a trecut, doarme, se odihnește. Înseamnă că corpul se reface. Ce? Versetul Ioan 11. Atunci Iisus le-a spus pe frață, versetul 14. Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Atunci Toma a zis celorlalți ucenici. Haideți să mergem și noi și să murim cu el. El iubea. În necredința lui, nu, ci că a rămas cumva proverbială, necredința lui Toma a zis geamă. Adică deja Lazar a murit, e clar că Iisus o să moară și el, pentru că nu le-a mers data trecută să-l omoare, dar acum sigur îl vor prinde și vor omoră. Și pe urmă, cine urmează pe listă? Păi noi tot, hai să mergem și noi. Și să murim și el. Ați simțit vreodată în felul acesta? Că așa merge treaba. Că totul e umbrit, că totul merge la vale, că totul e fără orizont, fără speranță aproape. Haide, dacă te mai ține ceva, singurul lucru care te poate ține este dragostea învățătorului. Și pe dragul lui, dacă el merge într-o direcție, zici bine. Mergem cu el. Mergem cu el și ce o păție l-o împății și noi și gata. Domnul Iisus înțelegea ca unul care zice că nu trebuia nimeni, cuvântul spune, să-i facă mărturisiri pentru că știa ce e în inima omenească. Deci știa ce simt ei. Dar nu le-a explicat și nici nu le-a mângâiat atunci. Le-a spus doar atâta, pentru voi, ca să credeți. Și a mers acolo. Și i s-a dat veste, nu? Când a auzit Marta că Iisus vine, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis, Doamne, dacă ai fost aici, n-ar fi murit fratele. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Ce credit! De o parte, un reproș prietenesc, cum ne-ai întârziat 4 zile, odată am avut și noi nevoie de tine. Și nici atunci n-ai venit. Și ai venit așa, când deja, dar pentru că iubeau, n-au insistat cu reproșul, ci au revenit pe partea credinței. Și acum știm, parcă își dădea curaj, ei însăși, că orice vei cere de la Domnul îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere. În ziua de apoi. Doamne, nu te juca cu inima mea, că sunt amărâtă. Da, mângâie faptul că într-o bună zi o să-l văd și nădăjduiesc și arde inima mea de dorul acela să vin odată ziua aceea și să mă întâlnesc din nou cu fratele meu. Va învia, știu, la ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu voi fi învierea și viața. Așa i-a zis. Era numele lui Dumnezeu. Nu voi fi. Dumnezeu nu se numește eu voi fi. Cum se numește Dumnezeu? Pentru că ceilalți Dumnezeu au cât un nume. Sunt 23.000, dacă mă înșel, de zeități, numai în Orientul îndepărtat.
nu, India acolo, 23.000. Atunci trebuie să le pui câte un nume. Ăsta e Cutărescu, ăsta e Nodescu, ăsta e Ra, ăsta e Iștar, ăsta e Zamorxis, ăsta e Buddha. Dumnezeu nu și-a pus el un nume ca să fie un nume între 23.001, ci se numește cu un verb care face toată diferența. Ceilalți nu sunt, sunt așa făcuți de oameni, nu? Din diverse materiale, depinde de bogăția celor care le face. În timp ce Dumnezeu se numește Eu Sunt. Atât. Și atunci Dumnezeu, în fața Martei, Domnul Hristos a zis Eu Sunt învierea și viața. Iată, Eu Sunt. Cine crede în mine, chiar dacă a fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Pentru că la prima parte, când ai zis fratele tău va învia, a zis știu. Deci cred. N-o să te vedem acum. Asta mai crezi? Eu sunt, nu o să fiu. Sunt. Astăzi. Cine crede, deja îmi deschide ocazia să fac absolut orice imaginabil pentru inima lui Dumnezeu binevoitoare. Infinitul poate deveni realitate într-o secundă. Crezi? Să vedem ce răspuns. Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Păi asta întrebase Domnul Iisus. Te-am întrebat dacă crezi că eu sunt în învierea, nu dacă sunt Hristos. Și a răspuns, da, Doamne, cred că ești Hristos. Profetizat. Frumos, sincer, a spus frumos. Nu putea să creadă. Adică să spună, în momentul în care zicea, da, Doamne, cred ce ai spus acum, automat, în inima ei, să creadă că Lazar urmează să învieze peste câteva secunde. Și acum revenim la noi. Bucă. Octombrie 2011. A venit învățătorul. Te cheamă aici în adunare și noi suntem ocupați cu cum e cu 144.000, cum e cu sanctuarul în cer, cum e cu aia, cum e cu aia, altă. Te cheamă. Să te întrebe direct. A venit. Pentru că ți-e prieten. Și dacă și tu ești prieten, te va întreba foarte bine. Nu dacă crezi că sunt eu un sacor din cer, am intrat acum vreo să nu știu câți ani în cealaltă despărțitură, sau cum o fi fost de la înviere încoace, unde a fost Domnul Iisus și ce a făcut 2000 de ani. Nu dacă este un tron, dacă este o lege sub tron, dacă și cu parte. Nu detaliile celelalte. Crezi că eu sunt. Nu că o să fiu. Pentru tine, acum, astăzi, în clipa acestea, crezi? Zice că a întrebat-o direct, după ce i-a mărturisit, i-a afirmat adevărul veșnic. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă a fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi? Dacă m-ar fi întrebat pe mine, ce aș fi răspuns? Da, pe tine. Aici e bătălia inimii noastre. Cu sinceritate, în alt context, un tată iubitor care își vedea fiul chinuit, zdrobit, de puterea diavolului și care îl roagă pe Domnul Iisus, dacă poți face ceva, fă ceva. Domnul Iisus ce răspunde? Dacă pot, eu dacă pot. Asta vrei să întrebi. Dacă crezi, dacă crezi, toate sunt cu putință cele ce crezi. Toate. Același gând cu Maria. Dacă pot, adică am venit cu 4 zile mai târziu și nu se mai poate. Ce vrei să-mi spui? Că nu-i contextul în care să pot. O să pot doar la ziua de apoi. Dar acum nu pot. Asta ți-e credința. Da, Doamne. Așa am spus. Da, Doamne. Știm că ești Hristosul. Nu că ești învierea. Nu că ești puterea lui Dumnezeu. Nu că ești creatorul. Ești profetul, profetizat, Mesia,
Oricum credea mult față de ceilalți din Iudeea, din tot poporul Israel, credea foarte mult. Dar față de realitatea lui Dumnezeu, cât credea Marta. Maria, cât credea Maria, că a ieșit afară să le întâmpine. Tu, dacă ieși afară, pe hol, te așteaptă Domnul Iisus să te întrebe direct, cu drag, să te privească în ochi. Și să-ți spună, chiar că nu știu, acum El știe, slavă Domnului, ce bine că nu știm noi oameni. Să-ți spună așa, ce ai tu cea mai mare nevoie? Și să-ți spună întrebările de care ai cea mai mare nevoie să-ți clarifici inima ta. Ce o să răspunzi? Crezi în El. Crezi că-i totul, crezi că-i Dumnezeu coborât pentru tine pe pământ? Crezi că-ți poate spulbera luptele, amărăciunile, idolii și alte prostii la care ținem încă, nebunește ca să murim cu ele cu tot împreună cu diavolul într-o bună zi? Crezi? Dacă da, chemarea care ți-o face e cu brațele deschise. Dacă tot crezi, vină la mine. Nu ne lasă să credem să ne întoarcem cu ale noastre și El se întoarcă cu ale Lui. Nu. Chemarea Domnului Hristos este în contextul în care vrea să se apropie și mai mult, și mai mult de sufletul nostru, în care să ia toate poverile, în care să ne ducă pe cele mai înalte culmi ale împărăției sale, deși nu doar aici, pe pământul nostru românesc. Enoch n-a umblat așa într-o reverie, nu s-a suit un munte să facă pustic, să umble cu Dumnezeu 300 de ani. Și era un om activ, un om de societate, un om respectat și hulit deopotrivă, respectat, pentru că avea o demnitate cerească, o față luminată, era integru în toată umblarea lui, era un fel de reprezentant al celor de pământ. Și până și cei care îl bagiocoreau recunoșteau că este ceva acolo cu el și îl respectau. Era și bagiocorit pentru că nu știa să îngrijească destul de tare de lucrurile pământului. Scrie cuvântul lui Dumnezeu acest lucru. Dacă ea și profeții. N-avea timp atât de mult ca ceilalți să se ocupe de lucrurile pentru că avea timp pentru Dumnezeu. Dar asta nu însemna că stai doar pe genunchi toată ziua și rest dormea. Era un om ocupat. Era un om cu familie. Era un om activ în societate, un om interesat, nu doar să-și țină familia bine, să fie un exemplu în societatea vremii, ca să-L reprezinte pe Dumnezeu corect, ci un om interesat pe inimile lor, de tristețea groaznică în care se zbat pentru că nu-și cunosc prietenul veșnic și încerca să-i salveze și predica în prihănire. Cuvântul destul de scurt despre Enoch, dar așa a fost cu el. Umblând cu Dumnezeu, nu cu capul în nori, sau pe nu știu ce nor, așa ca un îngeraș din ăsta desenat pentru copilași. Cumva așa, plutind. Ci un om între oameni. Activ, dar blând cu Dumnezeu. Și printre oameni blând, rămâne neatins de păcat. Deși foșneau, nu? Între păcătoși. Era în mijlocul lor. Era cu toată dorința să-i salveze. Așa a fost Domnul Hristos. Exemplul de săvârșit cu care semăna Enoch. Atât de tare încât, până la urmă, Enoch a fost mutat prin Domnul Iisus în cer. Nu s-a venit aici pe pământ, printre oameni, dar un reprezentant al cerului, umblând cu Tatăl, te va întreba, întreba troc, ce zici? Să fii cu mine. O să fie frumos. Zice acolo Scriptura. Marco, dacă nu mă înșel, zice în fața lui, a venit un tânăr și a zis, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Adică atunci, Doamne, acolo în cer, de la ziua de apoi încolo, să fiu cu Tine veșnic, să fiu cu Dumnezeu. Ce se fac? Și Domnul Iisus nu spune, eu voi fi acolo, tot cu mine o să dai ochii, știi? Nu voi fi, ci eu sunt. Eu sunt deja în fața ta, de ce trebuie de atunci încolo să împărăția cerurilor? Astăzi ce zici? Direct, rezumând experiența fermei bogat, ce a spus Domnul Hristos? De ce mă numești bun? Nu cumva ai o credință mai mare decât Marta să mă consider Fiul lui Dumnezeu? Bun e omul singur, Dumnezeu. Asta e tot să spui. Mă recunoști drept Dumnezeu în trup, în fața ta? Deci asta e viața veșnică. Bineînțeles că nu la așa ceva se referea necredința lui. Și atunci Domnul Iisus îi spune, ai o nevoie mare. Nici asta nu putea să-i spun, că era bogat.
îi păzește poruncile. Adică o nevoie imposibil de realizat. Și după ce o să-ți dai seama că nu poți, atunci vii la mine și deja ai descoperit pe Dumnezeu. Și așa începe viața de tine. Și culmea, el zice, păi le-am păzit de mulți ani. Ce mai lipsește? Păi tot îți lipsește. Că n-ai păzit nimic. Du-te și vinde. Scapă, fă liniște viața. Și vino și urmează. Și începe viața veșnică. Ce îți va spune Domnul Iisus afară pe hol? Ce ne va spune, frații? Pentru că nu va spune la fiecare la fel. Nu știu ce ți se potrivește ție, nu știu care e problema ta pentru care nu poți primi mântuire. Pe unii ne îmbrăbădește într-un fel, pe unii ne păcălește într-un fel și zice, are pentru fiecare ticluite. Cum să le numim? Curse pentru picioarele noastre. E un verset în Vechiul Testament care spunea scufițe pentru orice cap, adică dacă ești cu capul mai mare, se potrivește scufița cu tare. Deci dacă nu, una mai mic. De toate culorile, nu? Sunt scufițe pentru orice cap și perinuțe pentru subsuri. Și așa este legile să arăt că e bine. Care-i scufița? Care-i perinuța? Pe care Terezie încă, asta nu e vorba, ăsta să fie ultimul meu păcat. Lasă că întâi să rezolvă ei alți cu alealte și formă eu cu oameni. Acel ceva. Dacă iubești pe Dumnezeu pentru că El te-a iubit întâi, dacă simți că El îți e prieten și că într-un fel l-ai trădat, deși zâmbești și mai și cânti câte o cântare la deschidere, îi mai și faci o rugăciune, dacă simți că ești trădător de Dumnezeu, te privește cu bună voință, cu drag. Și te întreabă, crezi? Crezi că poți să salvezi și asta? Crezi că rezolvi și asta? Dumnezeu să ne ajute ca în fața acestei întrebări să dăm răspunsul pe care El îl așteaptă. Ce asigurare minunată, 26, pierde Domnul. Ce asigurare minunată avem aici? Și anume că Dumnezeu este binevoitor să primească pe păcătosul ce se pocăiește. Nu cumva și tu cititorule, ți-ai ales propria ta cale? Nu cumva te-ai înstrăinat de Dumnezeu? Ai căutat oare să te desfeți cu fructele călcării legii lui Dumnezeu numai ca să constați că ele s-au transformat în cenușă pe buzele tale? Iar acum, cu averea cheltuită, cu planurile vieții tale nimicite și cu speranțele tale moarte, ai rămas oare singur, părăsit? Iată glasul care de multă vreme vorbește în inimii tale, dar pe care n-ai voie să-l asculți. Ți se adresează în mod clar și la unul. Citat. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă pentru voi, căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, durere puternice. Mica 2 cu 10. Întoarce-te la casa tatălui tău. El te cheamă spunând, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Nu da ascultare sugestiilor răjmașului de a sta departe de Dumnezeu. Până când vei ajunge să te faci mai bun. Până când vei fi destul de bun